Mie mi se pare că Dani chiar are o familie extrem de frumoasă și nu cred că ar fi existat mai mult decât ne-au ne ne povestit deja. Ați văzut ce spunea tatălui Dani că ei sunt totul pentru mine. Sunt genul acela de familie of, doamne, unită care vedeți că și după 26 de ani de căsnicie încă își spun te iubesc cu sufletul și nu doar cu gura. Și cred că asta contează foarte mult. M-a făcut să plâng, doamna Loredan, atunci când a spus că eu am murit pe dinăuntru, atunci când i-am spus fiului meu să plece de acasă. Sincer, nu vreau să știu ce a simțit și nici n-aș vrea să trăiesc vreodată acel moment. Cu siguranță a fost extrem de dureros și cred că, de fapt, ei amplifică aceste situații, tocmai pentru că sunt foarte uniți, pentru că se iubesc foarte mult, sunt eu cel puțin în cercul meu de prieteni, de familie, cunoștințe, cunosc astfel de oameni care fac foarte mulți bani și cheltuie aiurea, sunt alții care nici nu au atât de mult și totuși încearcă să de a pe afară, în fața celorlalți, să pară mai important sau așa mai departe. Cred că cumva ei au amplificat aceste lucruri doar pentru că se iubesc foarte mult și pentru că sunt foarte uniți, și cumva nu au suportat ca fiul lor să fie în centrul atenției și să aibă viața aceasta dezordonată. Că până la urmă despre asta vorbim, despre o viață dezordonată un haos, mai multă distracție, mai puțină, nu știu, muncă, ceva la modul ăsta. Nu știu, aș vrea să-mi spuneți și dumneavoastră cum vedeți situația. Pe mine, sincer, m-a făcut să plâng acest, această ultimă parte a emisiunii. De fapt, n-aș fi vrut și nu îmi doresc niciodată să fiu în locul Doamnei Loredana sau să simt ceea ce a simțit dânsa atunci când ar trebui să răstească acele cuvinte. Mie îmi plac, sincer, chiar îmi plac.